cumul, dar acordăm încă sau nu. Acum te minte ce înțelege prin mult, nu cu mii de locuri de muncă. Ajuns din punctul problema acesta de vedere Sibiul la o... Aia este marea problemă și pentru investitori. Este o problemă reală, existentă, care nu putem ascunde. Noi, bineînțeles, atragem atenția că este forță de muncă multă în jurul Sibiului și că sunt dispuși să vină din zona Vâlcea, să stabilească domiciliu aici sau din alte zone, dar știți cum este. Când cauți și nu găsești, vezi că e greu să găsești forță de muncă. Tocmai din acest punct de vedere al relocării, fiindcă multe companii deja apelează la acest sistem, are municipalitatea un program, nu știu, de a oferi o locuință pentru acest gen de... să se implice într-un parteneriat cu vreo... Nu, noi altă posibilitate de implicare nu avem decât pe linia construcțiilor ADL sau locuințe sociale. Nu există altă modalitate pentru o administrație publică de a se aplica în problema locuințelor. Dar în momentul când ai un loc de muncă și cu un salariu decent și care știi că ai stabilitate în locul ăla de muncă, există facilități, de exemplu, creditul pentru prima casă, la care foarte mulți tineri apelează. Eu sper că va continua acest credit și nu va dispare și el. Și poate alte facilități care se acordă tinerilor ca să aibă un trai decent. Ați vorbit de concursul de salut?